Doar 4. Doar 4, că am pierdut unul pe traseu. Am slăbit prezoanele, să știți. Mă mă ridici pe cric. A plecat saxul la plimbare. A plecat saxul la plimbare, frate. Așa, e suficient. Știi ce zic? Nu știți. Ce-a fost pe mai mult aici? Tot mai bunat aici. Și afară. Mai e legat. Vedem. Asta zi guis. Am o dimineață. S-a trezit dulceață. Finuț, da? Lucrăm finuț. Fără grabă, fără prezoanele frumos, capacele. Brembo sax. Lamforder. Da. Brembo. Hai să vedem care-i treaba. Ca să vă simetrierul. Uităm așa, mascăm toată zona asta și o facem mai decât. Prima dată îl degresăm. Îi dăm cu asta și cu asta. Puțin diluant. Știți ce zic? Cu puțin diluant, cu puțin în asta. Lucrăm numai cu astea profesionale. Așa, mă, cu ce? O să faci din fabrică, mă? Uite, să dăm aici, cu puțin și pe de la casă, mă răginesc. Diluant. Avem și un diluant ca să degresăm un pic zona. Și spray-ul pentru etrieri. Și vaselin. De temperaturi înalte, da? Asta-i mai dau un pic pe aici așa. Și pe capătul ăsta. Să nu, știi ce zic,
căutat spray-ul la casă, mă, băcam aici. Aveam un spray. Am dus la spray. Așa-i dând drumul la treabă, lasă vrăjeala. Mama, l-am bandajat de... L-am bandajat grav de tot. Și o să-i dăm așa, știți ce zic, în suprafață. Important decât să-l protejăm și să fie vizibil, ok? Și ce zic? Rezultat final. Cam așa arată. Am dat frumos cu vaselină pe astea. Pe prezoane. Să nu mai ruginească, să nu mai scârție. Vaselină de asta bună, știți ce zic. Uite cum arată. Am mai pus 5-6 cai în plus acum. Sax. Acum montăm la rata la loc și ai. Nu ne rămâne decât să montăm rata la loc. Băgăm prezoanele. Și cam asta e. Bine, cam asta e o roată, știi ce zic? Dacă vrei să le faci, le faci pe toate și ușor, ușor.
Și acum etrierul este protejat. Am uns și alea pe acolo cu vaselină de asta de temperaturi înalte. Și arată și bine. Păi da. Arată și bine, de ce nu, dragilor? Așa. Ia să vezi ce bine se desface roata. Păi am aplicat asta. Te duci la aia la vulcanizare, nu-ți dă cu nimic, ești nebun. Mamă. Ia uitați-vă. Oț. La mână, tată. La mână, tată. Și acum ne băgăm pe spate. Sau să facem tot fața? Facem fața azi. Ha? Deci nu știu. O luăm așa ușor, nu? Cum se vede, dragilor? Cât acolo, știți ce zic? Nici n-a început ploaia. M-a prins ploaia, mă, cavaș. M-a prins ploaia. Strânge și fugi. Mare ploaie ce m-a prins. Jale, îmi întreabă asta, like, share, subscribe, da? Hai, vă pup. Ca să dau așa o mână. Uitați aici. Cerculețele. A început să bată notul. E bine. Nu uitați să vă abonați, like și subscribe. Thank you.
viața de YouTuber. Sacrificii. Pe ploaie, pe vânt. Mai ce să faci? Asta zic. Așa că pentru susținere rupeți și voi butonul ăla de like. Dați mai departe să vadă și prietenii voștri. Share-uiți acest video. Mamă, m-a prins ploaie. Se pune. Bine că am trânat și roata asta. Și să văd ce... dacă apuc să le mai fac și pe alealte. Am făcut două pe parte, asta și asta. Deci pe partea dreaptă ambele. Și acum să vedem dacă ține, Doamne, Doamne, cu noi să le facem și pe alealte. Am trecut la roata de în față, față stânga, da? Mai avem pasta și pe aia. Bineînțeles. Ultima roată, boys. Asta e ultima roată. Mamă, mamă, mamă. A ținut Dumnezeu cu mine și nu i-a dat ploi. E tot așa să zic, în limita bunului simț. Știi ce zic? Doamne, Doamne, ține cu mine. Și îți mulțumesc de asta.
Hai că am terminat. A, uitați ce rezultate. Pe vremea asta. Am meritat. Mamă, s-a pus ploaia. S-a pus ploaia grav. Asta și gata, am plecat. Am plecat acasă. Nu uitați să vă abonați, să dați like și să subscribe, da? Vă pup, fratele, vă spun data viitoare, să ne auzim cu bine, pa, pa!